Primăriile din Valea Jiului caută soluții pentru a contracara facturile mari la energia electrică. Astfel, administrațiile publice locale își doresc să devină producătoare de energie electrică. Potrivit jurnaliștilor de la Gazeta de Dimineață, cele 6 primării din Valea Jiului s-ar putea asocia în acest sens. Primarul municipiului Vulcan a declarat că ne dorim să trecem de faza de prosumatori, să încercăm să devenim producători dacă s-ar putea. Vorbim de UAT-urile din Valea Jiului. Dacă devenim producători de energie, am putea acoperi o parte din cheltuielile primăriilor din Valea Jiului, atât cu energia electrică, cât și alte cheltuieli, dacă aceste panouri ar putea produce atât cât să rămână și un pic de profit pentru o eventuală societate care să deservească toate primăriile din Valea Jiului, a declarat Cristian Merișanu, primarul municipiului Vulcan. La baza acestei idei ar sta terenurile și clădirile pe care le dețin administrațiile locale. Pe acestea ar urma să fie montate panouri fotovoltaice. Ideea din Valea Jiului are nevoie însă de schimbarea legislației pentru ca primăriile din asociere sau individual să poată produce energie electrică. Energia ar urma să fie injectată în sistemul energetic național, iar veniturile obținute să fie împărțite între primăriile Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani.